m-a cuprins lectura. Dragii noștri, trebuie să știți că în Cluj-Napoca și în zonele limitrofe se desfășoară fel de fel de festivaluri, de la Electric Castle la Jazz in the Park, de la Anton la TIFF, dar există și așa ceva, Festivalul Internațional de Carte Transilvania, FICT, pentru oamenii care încă mai vor să citească și care încă știu citi. Oricum, producția de carte în România e mare, numai că românii nu scot bani din buzunar să citească o carte. Mai bine citesc Contorul la electrică și la gaz, din oră în oră, nu cumva să dea ceva în plus. Acolo este cortul cu 40 și ceva de edituri care expun cărți. Bineînțeles că sunt și prețuri promoționale, dar e bucuria asta de a răsfoi cartea, de a pipăi cartea. Vă știți, de la femei, exact așa ceva. Pentru oameni, simțul tactil nu trebuie să dispară. Deja badăm noi scroll în sus, scroll în jos, scroll lateral. Mai trebuie să avem și câte o carte în mână. Aici, sub patronajul regelui Matias. Nu avem vreme prea plăcută, dar pentru cei care doresc și cei care iubesc lectura, e un moment propice ca să vadă noile apariții editoriale. Mergem să vedem ce cărți bune au apărut. Fiți cu noi! Intrăm, da, la festival. Nu-i sponsorizat, e din plăcere, pentru voi și pentru lectură. Fic, haideți! Bucuria asta de a descoperi cărțile, de a te uita la ele, Dinu Flămând, sigur că îl știm, a recidivat cu o carte de versuri, e foarte bine. Sărmâna, cumpără lumea de aici? Cumpără lumea sau își mai copiază cursurile la Xerox? Cumpără. Mai cumpără. UMF Cluj-Napoca, da? Cărți scrise de profesorii din Cluj-Napoca. Aici avem o editură muzicală. Hai să vedem ce CD-uri sunt la modă. Presley. S-a și făcut filmul. Mari bătălii, conflicte care au marcat istoria. Editura Nomina. Acum o să vedem după războiul din Ucraina dacă se trece ceva în cartea de istorie. Hai Vlad, nu te ascunde. Funcții. Ce ți-or plăcut mai mult din matematică? Funcțiile sau fracțiile? Niciuna. Cred că problemele rezolvate. Să știți că și matematica e bună la un moment dat. Ce ne recomandați de la Școala Ardeleană? Tot. Tot. Aici e seria Dumitru Constantin Dulcan, da. Creierul și mintea Universului. I-am luat la tata că l-a văzut la televizor pe profesorul Dulcan. I-am luat primele 4 cărți din serie. Câte ați acum? Vreo șase. O citit tata vreo 3 și s-a speriat. Zice, sunt prea multe în creierul nostru. L-am avut invitat și în podcast. Să vă uitați pe YouTube, pe Vladimir Alexandru Bogosa. Și aici, cine vine? Salutare! Salutare! Cine da? Sunteți? Eu sunt vrăjitoarea. Vrăjitoarea care ne face să citim cărți. Da, caut o carte cu vrăjitoare. Ați văzut pe undeva? Nu am văzut, dar o scriem. Când? Acum. Acum, pe loc, pe loc. Dacă sunteți vrăjitoare adevărată, faceți ceva să se oprească vântul ăsta. Aveți băți magic? Am doar vrăji rele. Doar. Atunci, mergeți și faceți-le în altă parte. Bine. Aici doar vrăji bune. La revedere! La revedere! Fără mătură. Ce vrăjitoare e asta fără mătură? Profesorul Vladimir Alexandru Bogosavlievici cu seria lui de Redescoperim Clujul. Acum, mai nou redescoperim Clujul că săpăm străzile, dar de la UBB, unde am terminat și eu facultatea. Nu se vede, dar insistăm. Că filmezi, uite-l pe Ianovici, da? Unul dintre pionierii filmului în Europa. Aici în Cluj filma și el. N-avea Instagram, n-avea Facebook, dar filma. Cărți bune, merită citite. Ce ne recomandați? Tămăduirea prin iubire. Asta da iubire, o carte grea. Tămăduirea prin iubire, câte pagini sunt? 728 cu notițe la subsol. Fără dragoste nu suntem nimic. Mult succes, sărumâna. Caiete studențești premium. Dragi studenți, să știți că se mai poate scrie de mână. Pe vremuri aveam oracol. Vă salut, ce faceți, domnule? Ați achiziționat ceva sau urmează? Succes! Dragi studenți, se mai scrie și de mână, nu numai pe tablete, nu numai pe telefoane. Când ne doream să umplem cu exerciții caietele astea. Editura Herald ne aduce un titlu grozav.
cum să dormi inteligent. Dacă ești treaz prost, măcar să dormi inteligent. Sunt și oferte pentru copii. Halloween, sărbătoarea tradițională românească. Halloween, things to do, make and do. Things to make and do. Te învață cum să faci un dovleac cu sticăre, un schelet, cum să te aperi de frig. Și copiii trebuie să știe ce este aia carte. De la Asborn, recomand. Halloween. Aprinzi o lumânare, citești lângă ea, fericirea luminează ca o candelă. Pentru cei care sting becuri să facă economie la factură. Băiatul e bun, e foarte bun, e cam pe pesat. Oare. Bun. Ok, pe bani sau fără? Eu s-o obișnuit de la 66, de la Filcăi, deci prima dată e de învățat. Ce trebuie să facem? Prima oară învățăm și după aia vedem și o miză, da? Ok. Scopul este să ajungi cu pionul tău pe partea cealaltă a plăcii de joc, oriunde pe această linie. Iar tu dacă joci cu acesta, trebuie să ajungi oriunde pe această linie. Ok, ok. Noi putem alege ori să înaintăm cu pionul o pătrățică, pentru că el merge înainte, înapoi, în stânga sau în dreapta. Ăsta e ca guvernul Ciucă, mai mult înapoi. Cumva, cumva. Doar că tu trebuie să fii invers, să te duci tot înainte. Aha, bun. Și înainte cum se fac bun? Ok. Bun. Deci, fă înainte, tu prima. Înapoi, stânga sau și dreapta. Și cum facem mutările? Ăsta e făcut de Dragnea, jocul ăsta? Nu prea, dar... Te învață ca să vezi, așa. Bun. Adică și ăsta cu Xoxo... Irreversibil. Xoxo, Oxo, ăsta e pentru TikTok. Nu aici neapărat, e un joculeț foarte fain și aici. E un fel de X și 0. Succes! O zi faină în continuare. Numai bine. Jocul nostru rămâne optimismul. Oare. Așa să fie. Așa să fie. Propoziții, prepoziții. Tot timp. Românii la ceva sunt mereu campioni. Somn ușor, multe cărți de somn, cărticica mea, jocuri 3+, activități. Este că, cumva îi determinăm să... Tu stai pe telefon. Ce? Nu stai pe telefon, că ți-au luat părinții jocuri cu activități, da, nu? Da, și limba maghiară. Besel modiorul, Kici Moțco, Kici... Cum zice la mâță maghiară? Țițo. Kici Țițo, Kici Țițo. Da. Ați mai fost sau acum azi e prima zi? E prima zi. Algeo Megoziștem să trăim. Mă bucur când văd tineri care au lângă ei nu numai soții superbe și copii minunați, și câte o carte. Niște cărți. Cărți? Da. Ce vă pasionează? Istoria, beletristica? Tot ce este din literatura clasică. Nu. Punem aici. Fără. Reciclăm, refolosim. Foarte bine. Dar și asta e. Și Elif mi-o luat vreo 3 nopți. Treaba. Felicitări! M-ați întrebat de români. Avem și noi românii noștri. Marea carte de bucate românești, paralela 45. Ca să vă dați seama câte cărți de bucate avem, 1000 plus de rețete, paralela 45. Nu știu dacă jumătate din ele le-au făcut vreo gospodină din România, dar cu siguranță 3 sferturi le-am mâncat noi. Vorba aia, bacul să mai ia, dar la evaluare trebuie să știi. Corect. Toate cele bune, numai bine. House of the Book of Science. Cum a mers? Clujul în vals imperial. Nu vorbesc serios, eu când glumesc iau bani. Pe vremea tinereții noastre, numai el era la radio, la Teatrul Național. Pe tinereții noastre ce înseamnă? Cam 42 de ani numai. Mulțumesc! Mai mult de 64 nu vă dădea. Îți place mama aici la lectură? Îți place la lectură? Citește în engleză. Da? Cărțile, nu știu dacă ne fac oameni, dar de apropie și de animale. O zis că îi place orice să citească. Baiu care că citește numai cu lumina aprinsă și vine factura mare acum. Așa? Lectură plăcută. Ceva cărți tot am luat, recolta de la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Vor mai fi ediții și în continuare, sperăm că și primăvara și toamna. E un lucru bun, că avem unde să mergem, să mai luăm o carte, să vedem și pe alții în ce domeniul al lecturii merg, să ne simțim bine împreună și în preajma cărții. E bun și internetul, e util și necesar. Dar plăcerea atingerii unei cărți și fericirea unui roman dus până la capăt, nu poate lua nimeni.
punem asta și pe TikTok?